Mai încerc o dată. Să vedem dacă o să existe conexiune. Mi-a fost închisă transmisiunea. Eu cred că înțeleg de ce. Dar mai încerc o dată. Aștept câteva clipi până se pornește conexiunea. O să rămână înregistrare aici. Oricum vă spun și am de spus, s-au acumulat prea multe și am tăcut prea mult. Dragi prieteni, am urmărit atent așa numitul vetting a părinților judecătorului. Vreau să le spun celor care au organizat comisiile astea de vetting, pre-vetting și bătaia asta de joc, umilința unor străini față de judecători, procurori. Nu vreau să iau apărarea nici judecătorilor, nici procurorilor. Ei sunt băieți cu studii, își pot apăra drepturile, interesele, mai ales că mai bine ca ei nu o face nimic. Dar vreau să le spun la ăștia care conduc Republica Moldova și care au permis ca un străin care testează nu știu ce, să-și bată joc de niște părinți în vârstă care au lucrat în Italia și lucrează probabil. Băi, dacă voi aveți treabă cu judecătorul, care e corupt, care are iahturi, milioane, case de miliarde și nu le poate demonstra, aveți Autoritatea Națională de Integritate, aveți Inspectoratul Fiscal, aveți sistemul de securitate, SIS-ul lui Alexandru. Dacă voi considerați că omul ăsta nu merită să lucreze în structurile de stat, dați-l afară, cercetați-l penal, pedepsiți-l, dar nu umiliți familia, nu umiliți părinții. Părinții, nimeni din părinți nu a făcut ca copilul lui să fie needucat sau să crească nu știu cum. Fiecare părinte își crește copiii educați. Nici bandiții din anii 90, care se împușcau între dânșii, nu atingeau mamele, tații. Și aici face actuala guvernare, nu că e bună de condamnat, e bună de dat peste față. Voi în 3 ani de zile, din promisiunile care le-ați făcut, n-ați realizat nimic. Și vă spun de ce. Madama asta voastră care caută drag Alin, care caută sediu, ba vrea să iei Academia de Știință, ba vrea să iei Universitatea de Stat Ion Creangă, ba vrea nu știu ce dracu să mai vrei. Păi, dar nu s-a găsit niciun deputat care să aibă demnitate și să iasă la tribuna parlamentară și spună, dar poate totuși noi ne ținem de cuvânt, pasul. Mă refer acolo la pas. Și spuneți public, așa cum ați promis, CNA-ul ăsta, care a fost o bâtă politică și a rămas o bâtă politică și Procuratura Anticorupție să fie lichidată și în cel mai bun caz putea să fie o secție la Procuratura Generală, ca și Procuratura Specializată pe CECOX. Spuneți-i la madama aia asta, când voi vorbiți cu dânsa, deputații, să nu mai iasă public, să nu mai vorbească prostii, că atunci când vorbești cu un salariu de 47.000 de lei, e un salariu uriaș pentru Republica Moldova. Și că sunt oameni care primesc 3, 4, 5.000 de lei, sau pensioneri cu 2.000 de lei, iar un salariu de 47.000 pentru care madame Drăgălin spune că nu vrea nimeni să lucreze din procurori, e un salariu sau o pensie pe 2 ani a cuiva. Spuneți-i că astea sunt prețuri deja sau salarii europene. Hai, poate că nu sunt americane, dar deja sunt salarii europene, că ai noștri din diaspor lucrează cu 1.000, cu 1.000 jumătate, cu 2.000, dar lucrează în afară. Spuneți-i să-și mai taie din gusturi și dacă voi vreți să faceți reforme, apucați-vă de reforme, dar nu umiliți părinții. Și astăzi am văzut încă o dată că așa numiți activiști civici pe care îi trimiteți la mama sau la tata procurorului sau judecătorului. Sunt activiștii care ne-a trimis și la mine acasă și care m-au făcut pe mine în tot felul. Știți ce au fost greșeala mea? Eu credeam că Dodon îi trimite și le-a plătit Dodon. Dar s-a demonstrat astăzi și mă convinc că de fapt pasul și-a bătut joc de noi în campanie electorală. Și asta o spun mai mult pentru colegii noștri de la Democrația Acasă. Ca cei care au ieșit cu declarații, de fapt au fost coordonați de pas. Asta e marea mea greșeală și astăzi, după 3 ani de zile, mi-am dat seama că pasul nu a luptat cu Partidul Democrat. Pentru că Pavlușa Filipoc, ați văzut? Așa care nu are un dosar penal. Astăzi e director la Suzuki. Și nimeni dintre cei care au uzurpat puterea în stat nu au fost trași la răspundere. Eu am pornit camera numai să vă spun că umilința părinților cuiva nu face
cinste niciunei guvernări. Și nu contează că e guvernarea PAS sau e guvernarea anti-PAS. Acum și ține de discuțiile de amusara cu diaspora. Eu am văzut declarația deja a doamnei Nemirenko că ea se gândește împreună cu colegii ei să scoată această prevedere, să nu mai fie obligați cei care dețin pământuri și să plecați în diaspora să plătească asigurarea medicală. Dar deși după ce voi, eu vreau să văd proiectul de lege, pentru că așa nu vă cred. Voi așa nu vă țineți de cuvânt. Să faceți așa ca sistemul ăsta de asigurări în medicină să fie, să-l poți acumula. Eu dacă 10 ani n-am beneficiat de asigurare sau n-am beneficiat de această poliță, eu să pot banii și ea să-i utilizez, banii și ea să-i transmit cuiva. Dați-mi voie să mă asigur într-o companie privată. De ce mă obligați să mă asigur numai decât la compania de stat? De ce voi mergeți pe cenzură, pe procese verbale, pe amenzi și pe dosare? Voi așa vreți să construiți un stat de drept? Eu am văzut conexiunea la noi lentă, de asta mai bine mă abțin că am să vă spun mai multe lucruri care nu merit spus public. La final vreau să vă spun o chestie pe care noi am fost invitați la prezentarea unui sondaj de opinie făcut de partenerii de dezvoltare, de americani. E adevărat că ne-au comunicat înainte de a fi prezentat sondajul de opinie că este discret, este secret, nu, să nu publicăm. Dar cu zi înainte a fost conducerea PAS și li s-a prezentat și lor sondajul de opinie. Eu cred că băieții ăștia de la PAS și-au ieșit foarte supărați de acolo, de la sondaj. Sondajul de opinie le-a arătat niște lucruri extrem de negative la capitolul susținerea societății, a parcursului de integrare europeană. Ei cred că cel mai jos, la cel mai jos nivel susținerea societății pentru parcursul european, e la cel mai jos nivel din ultimii 15, dacă nu 20 de ani, de la Voronin încă. Și asta nu se datorează decât guvernării PAS. Am văzut cine, conform sondajelor, ies în turul 2. Exact cum au arătat toate sondajele, numai că le arată un pic alte cifre. Eu cred că astăzi PAS-ul și Maia Sandu trebuie să aibă grijă de Dodon ca de ochii din cap. Să-i dă-i pază de corp, să-i lege cumva să nu se rănească, să nu cadă jos, să nu se îmbolnăvească, să nu-l fure extraterestri, să nu-l iei rușii înapoi. Pentru că numai datorită lui Dodon, Maia mai poate câștiga un mandat. Asta ne-a arătat-o sondajul americanilor. Ne-a arătat sondajul americanilor că din cei ce am reușit să văd, am înțeles cine va fi candidatul blocului politic pe care îl coordonează tot Maia Sandu. Și datorită americanilor noi înțelegem care va fi candidatul. Eu sunt sigur că mulți dintre cei care încă mai au așteptări că vor fi candidații la funcție de președinte, încă nu știu deciziile care vin de peste ocean. Dar cel mai important lucru pe care ni l-a arătat sondajul prezentat de americani este că noi, Partidul Democrației Acasă, suntem al doilea partid de dreapta, după PAS. Pentru mine e clar de ce eu am dosare, peste dosare, civile, penale, administrative. Deși mă dau în judecată și judecătorii și mulți alții, deși Buzu m-a dat în judecată, deși contrabandiștii, deși toți ăștia care conduc Republica Moldova ne-au dat în judecată. Și ultima idee pentru care am pornit eu camera, Musara, ca să nu fiu balabol. Eu vreau să-i întreb pe cei care au făcut comisia pre-vetting. Dar de ce Andrei Spânu nu trece comisia pre-vetting? De ce Andrei, care are casă declarată de 8 milioane și care are 30 ceva de ani și care nu a lucrat niciodată în domeniul privat, de ce să nu-l întrebi comisia pre-vetting de unde el are 8 milioane să cumpere casă? De unde el are conturi de milioane? De ce Andrei Spânu, înainte de a deveni ministru, nu a trecut comisia pre-vetting? De ce să nu îi întrebăm părinții lui Andrei cât milioane i-o dat? Dar de ce pe aici abuzul să n-l întrebăm de unde el are milioane pentru casa nedeclarată? Și pentru care Autoritatea Națională de Integritate, eu zic că ei nu văd probleme în casa lui Bozu. Eu am și răspunsul de la Comisia de Integritate. O comisie absolut impotentă. Dar de ce să nu treacă comisia pre-vetting deputat contrabandist?
care vii duși țigări în România și pe care l-au prins românii. De ce să nu treacă comisia preveting și el? Pentru că el nu merită să fie deputat. Dar de ce să nu treacă deputații milionari? Dar ce să nu treacă șeful de la vamă care are apartament de 400.000 de euro și două Tesla cumpărate? El de ce nu a trecut veting și preveting? Dar de ce toți cei care i-ați numit miniștri în guvernul Ratuș, de ce nu a trecut veting și preveting lui Maia Sandu? Să vă bateți joc de dânșii, să faceți transmisiuni în direct. Dacă făcea lucrul ăsta Dodon sau alții, voi îi desființați. Dar astăzi ce faceți voi și nimeni nu vă zice nică. Presa galbenă a luat apă în gură. Presa galbenă care slujește guvernarea oamenilor buni. Nu mai vede o problemă în umilirea publică. Acei care sunt milionari de la PAS și care au devenit peste noapte deputați, miniștri, șefi, oamenii ăștia de ce nu trec vetingul? Dacă treceți vetingul și vreți să-i demonstrați că judecătorii, procurorii, cu care eu vă spun pe punctul meu de vedere, voi ați pierdut pasul, Maia Sandu și guvernarea PAS, ați pierdut bătălia cu procurorii și cu judecătorii. Ați pierdut-o, v-au rămas jumătate de an până la prezidențiale și un an până la parlamentare. Voi nu-i mai bateți pe procurorii corupți care au luptat și au lucrat cu Plahotniuc, că nu a fost scopul vostru. Că dacă era scopul vostru, voi lichidați Procuratura Anticorupției, voi lichidați pe Cecoxul, voi lichidați tot și alegeți un procuror general acum 3 ani când ați venit la guvernare. Voi nu ați avut de gând să reformați sistemul. Pur și simplu astăzi vă bateți joc de niște judecători, procurori, care nu vor să vă slujească vouă. Și credeți-mă că noi avem suficienți oameni demni din interiorul sistemului care vorbesc foarte deschis în anumite cercuri despre cum voi încercați să-i subordonați și pe procurori și pe judecători, la care le dați indicații și decizii să ia judecătorii, la unii procurori le dați indicații cui să deschidă dosare penale. Nii ne-ați deschis dosar penal 2 ani în urmă. 2 ani în urmă. Ce s-a întâmplat în 2 ani de zile? Unii sunt procurorii care considerau că eu sunt bandit periculos. Unde sunt procurorii și ea? Iată voi astăzi, pe cei care nu se subordonează dorinței și voinței guvernării PAS, îi umiliți public, nu că îi dați afară, că voi nici nu măcar nu vă duci cap să-i dați afară. Că dacă vreți să-i dați afară, găseți 1 milion de motive să-i dați afară. Voi nu, gata, voi bătălia ați pierdut-o. Cel puțin nu vă faceți de rușine cu părinții judecătorilor, procurorilor, că ați văzut și conferință vă pregătesc. Ia să vedeți și urmează ca și conferință de presă din partea altor procurori, altor judecători, când o să înceapă să vorbească cei din interiorul sistemului. Eu cred că mulți dintre voi nu o să fie bucuroși. Și la sfârșit, dar poate îl treceți prin veting pe Igor Grosu, la ăsta care îi plouă în gură. El a declarat că casa lui de la Durleș costă 10.000 de euro. Cât o astanovcă de-a lui Andrei Spânu. Bă, voi ești cu vetingul. Nu mai dați voie, bă, la străini să vină să ne umilească, băi. Niște nei ca nimeni care vin cu cana de ceai și beau ceai pentru că mama judecătorului ăsta m-a uitat în ochii ei. Ei, o mamă, băi, o mamă care s-a dus în 2007 în Italia. Voi ați pierdut simțul omenesc. De ce trebuia să vă bateți joc de o femeie? De ce trebuia să vă bateți joc? Și ați obținut voi prin asta? E ca asta întrebarea mea. Și ați obținut? Ați obținut ura societății față de guvernare. Ca și a diasporii, ca și a fermierilor, ca și a tuturor păturilor sociale. Eu cred că sondajul americanilor pe care ni l-au prezentat și nouă și vouă v-a dat multă lumină la toate prostiile făcute de voi. Și eu sunt sigur că luni Maia Sandu o să iese să ne anunț ceva legat de referendum. Eu tare sper că o să vă limpiziți la minte și o să renunțați la referendum. Pentru că dacă vă băgați astăzi la referendum, știind rezultatele sondajului, inclusiv a vostru, că voi ați făcut sondaj, înseamnă că voi faceți jocul Moscovii. Dacă voi insistați pe referendumul de integrare europeană, să știți că guvernarea PAS face jocul Moscovii. Acest referendum nu va trece și noi pierdem parcursul european. Pentru toți cei care strigă în gura mare că noi și parcursul european. Voi, dacă mergeți pe referendum, înseamnă că intenționați ori să falsificați, pentru că știți că nu o să treacă. Ori vă bateți joc de integrare europeană. Asta am vrut să vă spun pe final. Cu tot cu vetingul vostru și cu referendumurile constituționale. La muncă puturoșilor, că vor rămas un an de zile și o să vă mături societatea.